S-a alăturat discuției. Bună ziua! Rămâna, dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Mai e ceva de făcut după 6-1? Da, numai Dumnezeu știe dacă se mai poate face ceva. De aceea 5 luni de zile n-am scos un cuvânt, dar acum, sincer, am simțit nevoia să vorbesc, pentru că mi se pare... Nici nu știu cum se cataloghez. Pentru că după meciul cu Dinamo, cred că n-am dormit toată noaptea mult. Probabil se gândesc că bă, au plecat de acolo, au fost dat afară, i-a fost dat afară antrenorul și că se bucură pentru rău echipei. Cred că mai sunt și cazul. Că... Ei, Jane, că tu... Te face să suferi că ai muncit 2 ani de zile, oamenii vă spun în play-off am terminat pe locul 6, mi s-a spus că am fost pe rușine 6, că mai bine nu ne calificam. Uite că se poate și mai rău de locul 6. Uite că 6. Da, Jeane, pentru că la noi, salut, Alin Buzărin sunt, la noi calificarea în play-off este echivalentă cu evitarea retrogradării, din cauza vicilor sistemului. Deci tu, practic, îmi spui, îmi propun calificarea în play-off, îmi spun, ajungi la ideea că ai evitat retrogradarea. Că într-un campionat, nu discontinu, ci continu cu toate echipele, nu uita, aduce și bani în plus, da. Bun, într-un campionat discontinu, tu dacă pierzi 8-9 meciuri, cât pierde un loc 6 acolo, tu te duci de pe 6 la retrogradare. Jeane, tu ce vezi? Că am văzut, am auzit și declarația ta ieri sau altă, ai intervenit într-o emisiune și mi-a plăcut tare mult și sunt tare curios cum totuși sunt niște oameni care îngroapă echipa asta efectiv și totuși arată către alții. De ce oare? Explică-mi și mie. Tu ai fost acolo și ai și jucat acolo și ai fost un jucător, nu ai trecut doar așa, te-ai plimbat. Florin Motroxen, Jeane. Da, Florin, dar recunosc după voi că n-am confesuit voi pe asta. Te pup și te iubesc, da. Respect. Ce vreau să spun? Eu am simțit, să nu cred că mi-am dat demisia de dragul de a am dat demisia și a pleca. Eu mai aveam încă 2 ani contract. Păi, dar unii n-au bunul simț să dă, dar tot rămân acolo, în fine. Bun, mine m-a durut foarte tare că nu au avut încredere în mine în continuare și în special în Andrei Preperiță, pe care eu l-am susținut. Corect. Încă dinainte să prindem play-off-ul. Cine l-a dat afară pe Prepelița? Păi nu știu, domnule Șorăana, cineva a luat această decizie. Am înțeles Consiliul Director. Nu știu dacă adică primarul, Jeane. Hai să nu mai dăm după Cireș, că primarul. Primarul nici soarele nu răsare la Piteș fără primar. Probabil că și Dâncu a fost de acord. E o declarație de-a ta. Am amintit-o mai înainte în emisiune. Tu, la un moment dat, nu știu ce se întâmplase în decursul mandatului. Și te-am întrebat la conferința de presă. Trebuiau luate ceva măsuri, făcusem un jucător o prostie. Nu mai știu ce și cine. Și tu spui, ce măsuri se vor lua? Întreabă oamenii în conferință. Nu știu, trebuie să vorbim cu domn primar. Inclusiv tu ai spus asta. Sigur că eu nu am mișcat un deget fără acceptul primarului, cât eu am discutat cu dânsul, chiar dacă am avut multe etape în care nu am fost de acord cu anumite, să zic așa, probleme care au apărut pe parcursul celor 2 ani, dar întotdeauna am avut susținerea financiară, pentru că eu dacă am fost încredințat cu partea sportivă, dânsul a fost cu partea financiară și tot ce înseamnă Consiliul Director, care ulterior a devenit mai numeros și după meciul cu Petrolul din sezonul acesta s-a luat această decizie peste mine, peste am ați întrebat. Deci, ca manager, asta, partea sportivă era a mea. Oamenii au fost nemulțumiți. Echipa, după meciul cu Arad, mi-aduc aminte, Andrei a fost dat la meciul cu Petrolul afară, după meciul cu Petrolul afară, foarte rapid. Nici am apucat să ajung la Pitești. El deja era după meci dat afară. S-a luat această decizie peste mine. Repet, am avut o discuție cu domnul Gentea, a spus că și din Consiliul Directorat a decis, că nu mai avem ce discuta. Sigur că a urmat perioada când eu nu am mai discutat cu dânsul absolut nimic. Am ținut legătura cu Daniel Panciu. Tu ai fost de acord cu aducerea lucrurilor? Nu am ținut legătura și sigur că în momentul când am văzut ce antrenor am avut și ce a venit în locul lui. Tu ai fost maniera, de acord? Tu ai fost de acord cu... Nu am fost de acord, nu. Dar ținut cineva cont de părerea ta? Deci eu nu am luat niciodată, nu l-am sunat pe croitorul sau eu niciodată n-am zis vreau croitorul să vină la fecearge. Pe mine m-a interesat să-l las pe Andrei să continui cu staful pe care l-am avut. Oare. Și să-mi îndeplinesc obiectivul, pentru că
dacă vă aduceți aminte, eram la 3 puncte de play-off. Eram încă cu șanse de a ne îndeplini obiectivul. Cât de greu era, poate nu prindeam play-off-ul. Dar nici în situația asta nu cred că ar fi ajuns echipa vreodată. Pentru că greșelile, ok, poate și noi am făcut greșeli. Eu și-am de preferit, că nu toți noi în 2 săptămâni și jumătate au fost jucători senzaționali. Dar atmosfera de la echipă, integrarea acestor jucători aduși din Franța, într-o lună de zile, credeți-mă că atât pregătire, cât și comportamentul acestor jucători, plus jucătorii vechi pe care îi cunoșteam, deci noi nu am avut conflicte, deci noi nu am avut discuții legate de chestia asta. Deci Andrei Prepelița a gestionat foarte bine vestiarul. Iar eu în permanență am fost lângă el, lângă staful tehnic și noi nu am avut asemenea discuții. Mie nici până cele mai repetite nu m-am gândit că echipa va ajunge în acest sezon cu șanse mari la retrogradare, adică cu șanse minime de a mai scuta de tine. Foarte greu să cred că poți să răspări în asemenea rezultat, numai pentru o minune. Dar unde sunt jucătorii ăia, unde e atitudinea aia pe care se poți baza, că poți face lucrul acesta. Corect. Eu nu-l văd în momentul ăsta. Asta să dea Dumnezeu să câștige 7-0. Dar eu nu văd cu tine. Asta am spus. Pentru că eu nu am văzut în viața mea jucător la o echipă să rupă tricou după el, când tu ești plătit de clubul respectiv. Tu ești adus de către un antrenor. Indiferent ce se întâmplă, tu ai un contract, trebuie să-l respecti. Să te bagă antrenorul, că nu te bagă, că e scoată afară. Niciodată n-am văzut un jucător să rupă tricoul după el. Pentru mine e strigătorul acela, adică m-a deranjat foarte tare atitudinea respectivului jucător, adus de Marius Croitoru, nu știu de unde i-a găsit, după ce am plecat de acolo, pentru că, iarăși, o mare problemă asta a fost. Marius Croitoru, când i-am spus să facem antrenament, dacă nu vrea în Antalya, să stabilisem cu Daniel Sanciu, hai să mergem la Mogoșoaia 10-12 zile, pentru că avem condiții foarte bune. Echipa are nevoie de cantonament de armă, pentru că știți destul de bine că aveți acolo unde mai a fost fotbaliști, antrenori. Adică nu ai cum să stai la Pitești să faci un antrenament pe zi. Corect. Nu aveau, deci în Pitești nu există stadioane unde să-ți permită să faci o pregătire de asemenea anvergură, pentru că trebuie să pui la punct jucătorii noi veniți. Integrarea lor au adus 11 jucători, foarte mult în perioada de iarnă. Eu cu Andrei am mai adus vreo 17 în vară, ca să facem lotul, pentru că foarte mult au terminat contractul, s-a renunțat la unii jucători foarte ușor, deși eu cu Prepelița am mai vrut 2-3 jucători să-i păstrăm la echipă. Aid a acceptat un salariu mai mic, cu 2000, din câte mi-aduc eu aminte și am discutat cu el. Nu s-a mai dorit să continuăm cu niciunul din cei 4 atacanți. Și credeți-mă că am plecat în Austria cu antrenorii cu staful și am luat 7 copii de la junior pentru că noi nu aveam niciun atacant. Incredibil. Așa am fost nevoit să aducem un jucător cu care eu zic că am greșit. Enzo, singurul atacant, i-am zis lui Andrei că nu e de nivelul nostru, dar neavând niciun atacant. În 2 săptămâni și jumătate începea campionatul și noi nu aveam echipă, nu aveam lot. Dar disciplina, pregătirea și toată această atmosferă bună care trebuie să existe în orice echipă și la orice club, nu a dispărut de la PCRG. Indiferent că jucătorii au venit, au plecat, am bătut mâna, ne-am așezat la masă civilizat, le-am plătit salariile la zi, așa cum este normal și civilizat, și au plecat și au venit alții, s-au încercat să dea totul pentru echipă și pentru contractul pe care l-au avut. Acum, sigur că m-a deranjat atitudinea jucătorilor. Nu mai mă gândesc că aici ce a adus Croitorul, ce a făcut, deci sunt super convins că jucătorii care au fost aduși de el au creat această atmosferă neplăcută, că sunt mulți și, din păcate, din câte am înțeles, nu sunt profesioniști așa cum ar fi trebuit să fie. Au venit nepregătiți, nu ai cum să te integrezi în 2 săptămâni. Că dacă ești adus în iarnă, în acele 2 săptămâni, ai cum să ai și pregătire să-i și integrezi, să stai și acasă ca antrenor să-i ții, să nu faci pregătirea de iarnă. Scuzați-mă, adică suntem la amatorism, suntem la ligile inferioare, se face așa. Am economisit 20.000-30.000 de euro și pierdem milioane. Pierdem prima ligă, adică pentru mine e șocant. Sunt de acord cu tine. Jean, îți trec prin cap și altfel de lucruri, că sigur că acum este o săgeată îndreptată împotriva jucătorilor străini, dar hai să vedem ce am observat eu
Bun, străinii n-au fost ok. Dar într-un meci la Craiova, dacă nu mă înșel, în minutul 80 și nu știu cât, la scor egal, 1-1 sau 0-0 cât era, capitanul de atunci al echipei, în lipsa lui Turda, se ia o minge, nu era nimeni pe el, mână, în care o propriu și joacă volei. În minutul 87-8, scorul 1-1, 0-0. Să suspectezi pariul? Nu știu ce să suspectez, dar nu este o reacție de fotbalist. Sunt de acord cu tine. Deci ăla nu este un comportament nici la 8-0 pentru tine. Nu. Și la 8-0 te poți gândi la pariuri, că poate a mizat pe 8-1. Dar aia, eu cred că nu... Eu n-am văzut așa ceva în viața mea. Da, că nu e nimeni pe tine. Vine o centrare de la marginea, de la Balș, de la marginea Craiovei, și tu dai cu mâna în ea. După aia ți-ai fața în palme, te prăbușești pe jos, Doamne, ce-am făcut. Eu n-am văzut, mă uit de 50 de ani la fotbal. N-am văzut de aia. Și atunci, nu știu. Nu știu ce să cred. Crede-mă că dacă n-ați cunoaște jucătorul respectiv, ți-ați dat dreptate. Dar cunosc atât de bine. Păi și mie mi se pare un băiat serios, Jeane. Necontrolată. Da. Pentru că acest copil pune mult suflet, e chiar din aceeași localitate cu mine, din aceeași comună, îl știu familia, îl știu foarte bine. Este o prostie, el a mai greșit și cu mine și cu prepelită, dacă te aduce aminte pe Național Arena, în minutul 10, sau nu mai știu cât era, 2-0 pentru Rapid, bagă mingea în timpul, deși Andrei a lucrat cu el, și centrări, și cum să paseze și cum să... vadă Tofan, nu? Partea dreaptă cum se joacă, dai play și niciodată nu dai mingea în centru și copilul la meciul respectiv a fost treaba aproape în minutul 10, mi se pare că nu mai aduc aminte, dar pasat în genul. Nu, era minutul 80 ceva. Nu, la meciul ăla. Scuze. Eu vorbesc cu Rapid când m-a bătut pe Național Arena 2-0 la minutul 10, iar greșeala cea mai mare a făcut-o copilul la 2-0. A fost greu să mai revenim. De asta dau exemplu, că îl cunosc foarte bine. Nu ar fi făcut chestia asta o greșeală și o prostie. Ce te năucești, ce poți să faci în momentul ăla? Dar copilul ăsta spune un copil curat de Stofan, nu este un jucător care să se vândă pe nimic, credeți-mă. Nu. Ce pot să-i reproșez? Dar niciodată n-a greșit intenționat. Din prostie, efectiv, sau din dorința de a face mai mult decât e nevoie. Eu nu-l acuz, zic doar că n-am mai văzut așa ceva. Crezi că... Exact, o greșeală... N-am pomenit. Crezi că planul cu stadionul... Nu avea nevoie de așa ceva acolo. Planul cu stadionul va merge mai departe, că nu mai ține de dorința alesului poporului. Păi nu știu, cred că se va dorința. Proiectul a mers mai departe, din câte știu. Merge mai departe. Este cu CNI-ul. Trebuie predat în vară. Deci, dărâmat ăsta, prima dată. Da, dar e proiectul cu CNI-ul. Dacă e proiectul cu CNI-ul, nu mai ține de dorința ale autoritățile locale. Da, salut, Jeane, Robert Niță sunt. Servus, Robert. Două lucruri vreau să te întrebi, Jeane. Tu fiind în interior acolo, care crezi că au fost principalii responsabili? Că văd, eu simt din conversația cu tine că n-ai îndrepta toată vina împotriva domnului primar. Și referitor la echipă, dacă crezi că merge și la ultimul meci cu tămâie și rugăciuni. Atât. Deci nu îndrept. Doamne ferește, departe de mine. Pentru că eu, doamne, Robert, să știi ce înseamnă să primești salariul la zi. Jucătorii să fie respectați. Sau cum s-a întârziat o lună, două, am ieșit, am spus în presă, eu în fața dânsului m-am întârziat și era normal să fie așa. Dar ne-am apărat staful și jucătorii pentru contrutarea civilizată, în primul rând trebuie să respect jucătorii și apoi să le cer. Iar dânsul m-a susținut în toată această perioadă cât eu am stat la Pitești. Inclusiv încă un an de zile și jumătate contractul lui Andrei Prepeliță, când s-a hotărât să fie dat afară de comitetul director, am vorbit cu dânsul și am reușit să-l convinc că Andrei poate să-și realizeze obiectivul alături de mine și de staful pe care îl avem. Și crede-mă că 2 ani de zile m-a susținut. Ce s-a întâmplat în luna octombrie a anului trecut, sezonul acesta, a fost de neînțeles pentru mine. A fost așa fulgerător, m-au doborât efectiv, n-am mai avut nicio reacție, n-am putut să mai fac nimic, nici scandal în presă. M-am trezit cu un nou antrenor, el umbla pe la stadion și acum văd că mi se spune că știam de chestia asta. Nu știam, am aflat de la Daniel,
sau o cafea seara după ce Marius Croitoru se înțelesese, mai avea să semneze contractul, iar eu am mers efectiv, am fost chemat într-o după-amiază la stadion, când echipa a avut antrenament, și am făcut o poză de bun simț, dar nu am avut nici cea mai mică implicare. Dacă Croitoru, o să vă spună vreodată că a discutat cu mine un cuvânt, un minut la telefon, sau că a fost contactat de managerul clubului special din acea perioadă, vă spun că vă minte. Pentru că eu nu mi-am dorit în primul rând să schimb antrenorul. Eu nu am avut nicio treabă cu el. Dar credeți-mă că nu mai contează cine a venit, ce greșeli a făcut. Mă așteptam, ok, am greșit și eu, a greșit și preferit, au greșit tot. Mă, dar ai ajuns într-un mes, într-un punct, într-o dublă cu Dinamo, echipă care nu a putut face niciun transfer în vară și vine și te bate de o manieră încât nu ai nicio reacție. Jucători cu experiență, jucători cu personalitate, jucători care au jucat contra FCSB-ului, care au bătut FCSB-ul, care au bătut de la egal la egal unii dintre ei cu Viitorul. Era atunci, acum e Sparul Constanța. Ne-am calificat în play-off unii dintre ei. Nu ai cum să ai o asemenea reacție. Ceva s-a întâmplat acolo. E pregătire, e atmosfera din echipă, e scandalurile și păi te-a măcinat în aceste 5 luni de zile, că este ireal în 5 luni de zile o echipă care avea pretenții de play-off și vine de undeva din play-off cu milioane de euro câștigate și aduse de la primărie, de la ligă, o echipă care se pusese cât de cât, mă, nu să te bați că fii play-off. O echipă de jumătatea clasamentului care nu are nicio emoție în ceea ce privește retrogradarea, că până la urmă de aici pornești. Pui un obiectiv play-off-ul, dar să înveți că nu reușești să ții pasul cu cei de sus, mă, măcar să te ții în jumătatea clasamentului, să nu ai asemenea emoții și să ajungi o echipă și un club care abia de 2 ani de zile ai reintrat în prima ligă. Primul an a fost catastrofal, că știți, când m-am dus, echipa era pe ultimul loc, reușim să aducem jucători pentru că nu venea nimeni acasă, credeți-mă. Deci cu același salariu, dacă îi dădeam un pasul de 5.000 unui jucător și Viitorul sau cum era atunci Viitorul, Faru Constanța, ai dădea aceea sumă, în 3 secunde pleca la Faru. În 3 secunde am avut jucător care a venit astăzi în curte la Pitești, iar mâine a mers și a semnat cu voluntari, pe aceea sumă de bani. Deci nimeni nu dorea să vină la o echipă pe ultimul loc. Reușim să ajungem la un nivel jucători, să aducem jucători cu nume, jucători care au jucat la un nivel, în cupe europene, Steaua, PFR Cluj. Echipa era bine. Păi da, Jeane, dar scuză-mă că te întrerup. Cu managementul, scuză-mă, Jeane, că te întrerup. Cu managementul vostru, lumea n-a fost mulțumită, scandau demisia prin tribună pe acolo și au ajuns să-l numească pe Vintilă. După eșecul cu Croitorul, după greșeala cu Prepeliță. Trebuie să fie cineva responsabil. Păi ce, uite, Vintilă, dorința cui a fost? Tot Consiliul Director? Sau care au fost criteriile care l-au dus pe Vintilă să în postura nu de mai voia a, nimeni. A antrena? De nu a mai antrena. Voia nimeni la FC Argeș. Păi acum două săptămâni și-au că vine Dică. Mai vine Dică acum, dacă pică. Nu mai. Dică a plecat din partea... Nu știu ce să vă spun, că eu nu mai am fost, nu am mai trecut acolo la club și nu știu cine a luat această decizie. Eu vă spun ce s-a întâmplat în octombrie, decembrie... Jale, dar nocturna cine a stricat-o odată? Da, dar nocturna cine a stricat-o? Da. Că acum ci că se joacă la Mioveni că s-a ars becul sau nu știu ce, da. ceva. Nu știu de ce au luat această decizie, că nu trebuie să se sperie nici de suporte și nici de nimeni, pentru că suntem în peste extrem într-o țară civilizată, în 2023, eu cred că ar fi fost un câștig să joci în fața mai multor suporteri la Pitești. Poate că n-au vrut, nu. Ce și ce, la Mioveni nu poate să ducă? Ideea e că... ultimul meci pe stadionul actual, da, să nu dărâme stadionul după retrogradare. Așa cum a coincis primul la Târgoviște, poate să coincide și aici ultimul meci, așa. Bun, Jean Blădu, îți mulțumesc tare mult pentru amabilitate. Nu prea văd luminița de la capătul tunelului decât în B.